Misionar, suntem cu Domnul. Misionar, România, India, Africa, Asia și multe alte locuri din lume te așteaptă ca să duci vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Vino cu mine, dragul meu, să asculți întâmplări adevărate din viața misionarilor. Și nu uita, și tu ești chemat să duci vestea bună a mântuirii lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Minunea din Poiană. Privește poiana aceea plină de flori! Exclamă Margaret în limba germană. Da, sunt minunate! Răspunse Amy Bontrager în aceeași limbă. Austria este o țară frumoasă, cu lanțuri de dealuri și munți. Aș dori să mă opresc și să culeg câteva, continuă nemțoaica. Crezi că se poate? Aș face un buchet de flori de toamnă așa de frumos. Să ne oprim? Murmură Amy în limba engleză către soțul ei, David. Cred că ne-am putea opri pentru o clipă, răspunse David Bontrager. Nimeni nu se va supăra dacă Margaret culege câteva flori sălbatice de pe un câmp. Dar nu putem sta mult dacă intenționăm să trecem granița în România înainte de lăsarea serii? Opri mașina pe marginea drumului de țară, iar cele două femei coborâră. În timp ce Amy și prietena ei, Margaret, pășeau fericite prin câmpul de flori, David, neavând ce face, stătea la volanul mașinii închiriate. Ca și păsările răpitoare, gândurile îi zburară foarte repede, departe, peste ocean, la căminul din Indiana. Suntem la mare distanță de casă, medită David. De mulți ani, David Bontrager, un slujitor creștin din Statele Unite, simți o chemare deosebită pentru creștinii persecutați din țările comuniste ale Europei. Măcar de-ar putea face ceva creștinii din America pentru a-i ajuta, se gândi el. Și iată că Dumnezeu i-a arătat o cale. Lucrând cu o misiune creștină din Germania de Vest, el a început să călătorească în țările comuniste, cum ar fi Ungaria, România și Rusia. Ca turist american, nu era prea greu să intre în aceste țări și, odată intrat, făcea tot ce putea ca să încurajeze pe creștinii din țara respectivă. De multe ori le predica. De obicei, bagajele sale conțineau o mulțime de Biblii, broșuri și alte lucruri care erau interzise sau foarte greu de găsit după cortina de fier. În călătoria pe care o făcea acum, avea un geamantan încărcat cu daruri care puteau fi de folos familiilor creștine și sărace din România. Zgomotul vocilor de afară îl aduseră pe David înapoi la realitate. Priviți florile! Strigă Margaret fericită în limba germană. Wow! Zâmbind, Amy îi se adresă soțului ei. Fără îndoială că a cules un buchet mare. Mă întreb ce fel de flori sunt. Nu știu sigur, zâmbi David uitându-se la tulpinile florilor. Par a fi un fel de păpădii, ca cele de la noi, din țară, când lasă semințe primăvara. Dacă nu ai grijă de ele, vor lăsa puf peste tot în mașină. Pune-le în portbagaj, o sfătui Amy pe Margaret. Așează-le pe bagaje și
nu va fi nicio problemă. Prea puțin știa David, în timp ce lăsă cu grijă capacul portbagajului deasupra buchetului ciudat, cum va folosi Dumnezeu în curând aceste flori uscate ca să îi protejeze de pericol pe cei trei misionari. Călătorii au traversat fără probleme granița dintre Austria și Ungaria și își petrecură cea mai mare parte din zi mergând cu mașina prin Ungaria. Granița cu România era partea periculoasă. În timp ce mergeau cu mașina prin orășelul unguresc spre granița cu România, așa cum planificaseră, David și Amy se simțeau cam încordați și neliniștiți. Indiferent de câte ori am mai trecut pe aici, mie întotdeauna mi-e frică, murmură David către soția sa. Mergem drept în mâinile comuniștilor, într-o țară în care frații noștri în Hristos sunt persecutați. De obicei, gărzile par foarte politicoase față de turiști, dar dacă ar ști tot ce ducem în geamantanele noastre, spuse el și lăsă fraza neterminată. Facem lucrarea Domnului și suntem în mâinile sale. Îl încurajă Amy în liniște. Să continuăm să ne rugăm. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl putem face. Iată locul, spuse Margaret încetişor în limba germană. În fața turiștilor, o barieră solidă bloca strada. Lângă ea se afla punctul de control vamal, cu un ofițer în uniformă, stând în pragul ușii, și un vameș în spatele gemulețului. Rostind încă o rugăciune pe nerăsuflate, David trase încet mașina până la punctul de control și opri. Ofițerul care se plimba pe lângă geamul lui David nu zâmbea. Purta o uniformă a miliției românești și avea o înfățișare dură. Câți? Întrebă el brusc. Doar noi trei, răspunse David. Și în timp ce înmâna pașapoartele, încercă să nu se uite la pușca amenințătoare a ofițerului. Ofițerul examină cele trei pașapoarte în timp ce călătorii așteptau în liniște. Care este scopul vizitei voastre în România? Întrebă el. Vrem să-i vizităm pe prietenii noștri români, răspunse David cum putu mai frumos. Aveți ceva de declarat? Fu următoarea întrebare. Păi, avem bani, fiecare dintre noi are câte un ceas și mai am aparatul de fotografiat, începu David. Nu aveți droguri, nici lichior. David scutură din cap. Nu. Mormăi ofițerul în timp ce se aplecă și se uită prin geamul ușii din spate. Ieșiți toți afară! Rosti scurt. Cei doi ofițeri au început să caute prin mașină în timp ce David, Amy și Margaret stăteau deoparte încercând să nu pară îngrijorați. Acum portbagajul! Îi spuse în cele din urmă primul ofițer lui David. Având cheile în mână, David îi deschise imediat portbagajul mașinii. Deschide unul dintre acele geamantane, porunci ofițerul. Desigur, răspunse David politicos. Poate nu va controla și celălalt geamantan, se gândea el cu speranță. Două geamantane stăteau unul lângă altul în portbagaj
și David îl apucă pe cel în care erau hainele și lucrurile personale ale familiei sale. Ofițerul se aplecă să privească în timp ce David îl deschidea. Nu, nu pe acesta! Se răsti el dintr-o dată. Vreau să văd ce aveți în celălalt geamantan. Gesticulând cu o mână puternică, indică spre celălalt geamantan. Deasupra stătea buchetul de flori cules de Margaret în interiorul portbagajului. Lui David i se înmuiară picioarele. În interiorul acelui geamantan erau lucrurile periculoase, adică literatura creștină și daruri pentru frații și surorile în Hristos care erau nevoiași. Oare ce va face ofițerul când va descoperi lucrurile interzise? Deschide geamantanul acela! Repetă ofițerul. Și nu era nimic altceva de făcut decât să asculte. Emoționat, David lăsă în jos capacul geamantanului pe care deja îl deschisese. Un suflu de vânt, creat de capacul acestui geamantan, capac ce era în cădere, trecu prin buchetul de flori uscate care era așezat ca decor pe celălalt geamantan. Deodată, puful și semințele pufoase ale florilor se împrăștiară peste tot în aer, drept în fața ofițerului. Tiu! Scuipă ofițerul uimit, clipind și ducându-și mâinile la față. Strănută el violent, împrăștiind și mai mult puf în toate direcțiile. Ah, florile mele, rosti pe nerăsuflate Margaret, arătând ca și cum nu știa dacă să râdă sau să plângă. Lui David îi venea să râdă, dar bineînțeles că nu a îndrăznit. Îmi pare rău, domnule, își ceru el scuze. Se pare că sunteți alergic la buruieni ca acestea. Nu, răspunse ofițerul enervat, întorcându-se să își sufle nasul. Am văzut destul. Închideți portbagajul și puteți pleca. În timp ce își continuară călătoria prin România, pasagerii se bucurară și râsără cu poftă de modul în care au scăpat. Păcat de buchetul tău, Margaret, chicoti David. Eu nu am vrut cu niciun chip să-l împrăști, dar domnul l-a folosit ca să trecem vama în siguranță. Din toate împrejurările în care Dumnezeu ne-a protejat în călătoriile noastre, cred că aceasta este cea mai comică. Acest incident a avut loc în anul 1970, într-una dintre călătoriile lui David Bontrager către România. În acele vremuri, Ungaria, România și Rusia erau sub dictaturi comuniste, în care creștinii trăiau o viață de sărăcie și suferință. Misiunea Friedenstein din Germania a fost înființată de creștinii care au fugit din aceste țări comuniste. David Bontrager a călătorit mult în Europa ca să lucreze cu misiunea Friedenstein. A transportat multe biblii și broșuri în țările în care creștinii nu erau liberi. În anul 1971, David Bontrager a înființat o organizație misionară numită Isus pentru Cortina de Fier. Această organizație mai funcționează și astăzi, însă denumirea i s-a schimbat în Christian Mission Charities.
David Bontrager a plecat în veșnicie în anul 1989. Misionar suntem cu Domnul, misionar pe acest pământ. Ați ascultat capitolul 12 din cartea Întâmplări din viața misionarilor de Mildred Martin. Ei au slujit lui Dumnezeu în generația lor și ne-au lăsat o pildă pentru ca și noi să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos, începând cu strada noastră și până la marginile pământului.